Recent a avut loc la Caran Sebeș întrunirea metodică și de specialitate a preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne, anul acesta fiind marcat de împlinirea a 20 de ani de asistență religioasă în cadrul MAI. Cu această ocazie, adjunctul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, colonelul Alexandru Toba, a conferit emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne celor 18 preoți care slujesc în unitățile din MAI, iar placheta de onoare a fost acordată secției Asistență Religioasă a MEAI. Printre cei care au primit distincțiile s-a aflat și preotul militar dr. Daniel Achim din cadrul Jandarmeriei Maramureș. Muzică. Cinci autovehicule abandonate aflate pe domeniul public au fost ridicate astăzi de angajații Biroului Circulație, Direcția Poliția Locală Baia Mare. Mijloacele de transport se aflau pe străzile Victor Babe și Ion Luca Caragiale, Victoriei, Republicii Colț cu George Coșbuc, dar și în parcarea Spitalului TBC și în parcarea din fața Inspectoratului Teritorial de Muncă. Autovehiculele au fost depuse în curtea Serviciului Public Ambient Urban de pe strada Mărgeanului. Reprezentanții municipalității informează că toate mașinile au proprietari și în cazul în care aceștia doresc să le recupere trebuie să se prezinte la sediul poliției locale, unde se va încheia un proces verbal de constatare a contravenției conform legii 421 din 2002. Amenda poate fi cuprinsă între 1000 și 2000 de lei. După efectuarea plății, proprietarii vor putea reintra în posesia mașinilor. Acțiunea va continua săptămâna viitoare urmând ca alte 15 autovehicule să fie ridicate. Polițiștii de frontieră din cazul Inspectoratului Teritorial Sighetul Marmației au descoperit și confiscat un microbus încărcat cu aproximativ 30.000 de pachete cu țigări din Duty Free și Belarus, în valoare de peste 350.000 de lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă. Autovehiculul a fost depistat la aproximativ 300 de metri de linia de frontieră pe direcția localității Crăciunești. La verificările efectuate, oamenii legii au constatat că numărul de înmatriculare aplicat a fost atribuit unui alt autoturism și este expirat din 31 octombrie. În cauza, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare.